Este o practică din ce în ce mai obișnuită în satele sălăjene, în mediul rural, în mod special, ca atunci când este vară și când activitățile agricole sunt întoi, să fie angrenați pe lângă agricultori și zilieri. Zilierii sunt persoanele care desfășoară activități doar temporar. Este bine de știut pentru aceștia, așa cum se numesc în mediul rural cei care lucrează cu ziua, că guvernul a aprobat o hotărâre prin care aceștia sunt obligați să primească de la cei care îi angajează cel puțin 4 lei și 74 de bani pe oră. Chiar dacă cel care prestează munca trebuie să primească această sumă minimă, raportul de muncă între beneficiar și zilier se stabilește fără încheierea unui contract de muncă. Astfel, cel care desfășoară activitatea nu este asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru șomaj și nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Conform statisticilor, tot mai multe persoane sunt angrenate ca zilieri, domeniile în care acestea desfășoară activități fiind în special agricultura, respectiv pomicultura și viticultura.